un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile. Bine v-am regăsit la rubrica Un sac de sare, sunt Valentin Ciurici, invitatul nostru este pastorul Gigi Cosman. Întrebarea la care răspundem astăzi este din partea unor părinți. Ce carieră să aleg pentru copilul meu? Preocuparea pentru viitorul copiilor este deosebit de importantă și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem o tendință foarte clară de îndrumarea copiilor spre un domeniu care acum explodează, numit IT. Toată lumea vrea să fie programator sau să verifice calitatea sau ceva în domeniul acesta, QA sau alte ramuri ale tehnologiei moderne. Sigur că întrebarea aceasta îmi sugerează preocuparea unor părinți de a alege pentru copilul lor ceva și într-un fel mi se pare corectă preocuparea. Pe de altă parte, cred că este tare important să te uiți la copilul tău și să vezi care sunt înclinațiile, pentru că există niște tipare genetice pe care Dumnezeu le pune în structura omului și omul nu se simte bucuros și fericit dacă nu le umple. Dacă ai un tipar artistic, vei avea înclinații în direcția aceea. Dacă te obligă cineva să rămâi în domeniul tehnic și să nu intri niciodată acolo în tiparele pe care le ai, vei fi nefericit toată viața. Și la fel, dacă ai înclinații spre științele exacte și sunt aceste tipare, în codul genetic tendința și dorința este să le împlinești, să le umpli și să te simți bucuros alergând în direcția în care ți-e mai ușor. Fiecare face anumite lucruri mai ușor decât alții. Cred că e important ca părinții să se gândească la viitorul copiilor și există o modalitate de a îi îndruma pe copii într-o anumită direcție, una foarte domestică în care vorbești de o anumită meserie, arăți beneficiile, vorbești copilului, cred că tu ești unul din cei care ar putea face așa ceva și mai târziu s-ar putea să spună exact acest lucru când e întrebat de cineva ce vrei să te faci. Dacă îi vorbești despre beneficiile sănătății și ce important este ca un om să știe să ajute pe alții, să fie sănătos, să-i trateze și așa mai departe și vorbești mereu despre asta și la un moment dat tu ești la el și te zici, tu chiar ai aspectul ăsta de medic, tu ai o structură blândă, liniștită, de om care poate interacționa. S-ar putea foarte bine când e mare copilul ăsta să zică la întrebarea ce vrei să te faci, așa să mă fac medic. Una este visul părinților de multe ori și altul este visul copiilor. Și totuși părinții ar trebui să îl ajute pe copil să își găsească locul în viață. Exact, și să-l sprijine să o facă, să-l susțină și să-l ajute să-și dea seama ce calități are. Probabil că e mai greu pentru părinte decât pentru copil, așa mi se pare mie, ai impresia că are acele calități și de fapt le are pe altele. Se întâmplă foarte des să te uiți la copil și lângă tine și să-l analizezi greșit. Asta și când copiii sunt introverți și când sunt extroverți, se întâmplă de multe ori această înțelegere greșită. Mi-aduc aminte de un moment când băiatul nostru avea o reacție negativă la noi și o respingere a autorității și o nega. Am observat într-o dimineață când ne-am trezit la 6 și am ieșit din dormitor, el era în bucătărie și a fugit repede în camera lui. Și am zis, măi, ce ne urăște băiatul ăsta că nici măcar nu vrea să dea ochii cu noi. E, după ce Dumnezeu a schimbat inima și s-a întors la Domnul și a fost un alt om și am întrebat de lucrul acesta, zice, oh, zice, mi-era foarte rușine. Deși din vorbele lui și din atitudinea lui se părea că nu are niciun fel de rușine. Ei, și în alte domenii îi percepem destul de greu pe copii. Sigur că nu o să insiști să facă universitatea tehnică dacă de-abia scoate 5-ul la matematică pe toată perioada liceului. Nu trebuie să vezi încotro îi se înclină inima. Dar cred că cel mai important lucru care trebuie să-l avem în vedere este să înțeleagă copilul acela că nu meseria în vederea câștigării banilor este importantă, ci acea activitate pe care o ai, care o poți face cu plăcere, cât mai mult satisfacție să ai. Și dacă suntem creștini, copilul ar trebui să fie învățat din capul locului că el are obligația să muncească pentru că i-o cere Dumnezeu, dar că nu munca îi asigură existența, ci Dumnezeu însuși.
foarte mulți părinți pun întrebarea aceasta și se frământă gândindu-se să fie o meserie bănoasă, să scoată bani. Și când copilul zice, mi-aș vrea să mă duc spre arte, spre ceva de felul acesta, discipline umaniste, răspunsul părinților, păi eu o să mor de foame dacă o să fii profesor. Și descurajează. Nu cred că o să mori de foame dacă faci ceva util în orice domeniu, dacă te încrezi în Dumnezeu și ești aproape de El. Cu mintea pe care o am și cu abordarea pe care am avut-o dintotdeauna, știu și sunt convins pentru copiii mei că ei au nevoie întâi de o relație cu Dumnezeu și de asigurarea acestui adăpost în El, iar activitatea aceasta se va decanta pe parcurs în funcție de abilitatea copilului, de darurile lui, de capacitatea lui de muncă, știind că dacă nu va fi profesor universitar, nu va fi savant, nu va fi mare inventator, ci va fi un om care nu se remarcă prin performanțele lui profesionale. E foarte important să stea la nivelul lui cu un caracter pe care să-l remarce Dumnezeu și să fie în armonie cu El. Pentru că în ultimă instanță Dumnezeu poartă de grijă pentru fiecare dintre noi dacă ne încredem în El. Revin la întrebarea pe care o avem astăzi. Ce carieră să aleg pentru copilul meu? Vorbeați mai devreme despre mersul la liceu, la facultate. Este bine ca un părinte să impună, să oblige un copil să aleagă o facultate sau să meargă la facultate? Poate că mai potrivit ar fi pentru o școală profesională, nu pentru un liceu. Deci spuneam că părinții se preocupă, dar ei nu pot să aleagă până la urmă, pentru că dacă își forțează copilul să meargă într-un anumit loc, va fi frustrat și am întâlnit situații din acestea. Fete care au spus, asta m-a obligat părinții să fac, nu mi-a plăcut. Și au terminat facultatea și nu lucrează în domeniu și acum se gândesc ce altă școală să facă, pentru că au irosit 5 ani din viață, sau 3 ani când au făcut și master în domeniul respectiv. Așa că este limpede că nu-i normal ca să-l obligi pe copil. Spuneam, poți să-l îndrumi, poți să-i dai o direcție, să-i deschizi ochii într-un anumit fel, dar nu poți să îi impui. Hai să zicem, nu poți, poți, dar nu-i bine. Nu-i bine, nu-i corect, pentru că nu obții mare lucru decât trici relația cu el, îl frustrezi și îl chinui. Nu mai există o cultură a muncii la noi în țară, există dispreț față de muncă, de aceea toți copiii trebuie să facă facultate. Și mai greu după ce ai făcut facultate să înveți să faci instalații de gaz, de apă sau altele. Sunt meserii care au dispărut, pentru că n-a mai învățat nimeni lucrurile respective. Cred că există și o deformare în societatea noastră. Dacă analizez alte țări din Europa, cu mare progres economic și cu nivelul de trai mult mai ridicat decât al nostru, vezi că în unele procentele de oameni care fac facultate ajung la 15% și la noi aproape 100%. Astea sunt lucruri care ar trebui să le avem în vedere și părinții să-și deschidă ochii și să vadă câte meserii sunt care realmente asigură mult mai bun dacă după asta se orientează decât terminarea unei facultăți, după care copilul ce să facă? Meseria nu mai apucă să învețe? Mă fac taximetrist, că să conduc mașina știu și mă duc la un patron care are taximetrie și toată ziua sunt pe drum sau alte lucruri de felul acesta sau plec în străinătate, că aici n-am viitor. Și ce se duce să facă în străinătate? Lucrează în construcție. Și era chiar ironică o situație, dar drăguță în același timp, cu două personaje plecate de aici, din România, în Statele Unite. O doamnă era medic și cealaltă inginer și lucrau amândouă pe bandă într-o întreprindere și dimineața se salutau, bună dimineața doamna doctor, bună dimineața doamna inginer. Și după aceea începeau să împacheteze așa în viteză ca să țină ritmul. Sigur, cred că este important să analizăm și din acest punct de vedere și ca națiune să ne revenim și să abordăm corect lucrurile. De exemplu, în Germania îți pune în primele clase unde să-ți dai copilul. Îl observă, îl cotează la un anumit nivel și spune poate să meargă mai târziu la liceu, poate să meargă la meserie. Dacă nu obține anumite note, îi se și interzice să meargă în anumite școli. Ești obligat să îl dai în direcția care e trasată de atunci de mic. Nu cred că e foarte bine lucrul acesta, pentru că sunt unii care își dau drumul mai târziu și sunt foarte buni. Dar există mecanisme și la ei în care poți să recuperezi, să reintri în sistem și să faci altceva dacă nu ai nimerit foarte bine de la început. Mulțumim tare mult! În cadrul rubricii de astăzi, Un sac de sare, am discutat cu pastorul Gigi Cosman. Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare!
Un sac de sare, o rubrică cu bun gust pentru familii durabile.